Salut, sunt Cezar. Am avut foarte multe întrebări legate de respirație. Una dintre cele mai importante ar fi cum să tragem aer și cum să-l dăm afară la procedeul crawl. Odată ce am intrat în bazin, ar fi ideal să tragem aer doar pe gură. De dat afară, putem să dăm aer afară pe nas, pe gură sau într-o oarecare combinație. Trebuie doar să avem grijă să suflăm aerul într-o formă constantă pe nas, în așa fel încât să nu lăsăm apa să intre pe acolo. Cel mai probabil v-ați întâlnit cu situația în care încercăm să faceți răsucire pentru crawl. Pur și simplu să intre apă în nas. Asta se datorează faptului că suntem atât de încordați, ne gândim foarte intens la poziția corpului, la echilibru, la mișcarea picioare, la mișcarea brațelor. Pur și simplu uităm să suflăm aerul constant. Dacă reușim să suflăm aerul constant până când nasul este peste nivelul apei și după aceea să tragem aer doar pe gură, atunci problemele sunt ca și rezolvate. Nu va fi ușor, dar cu timpul vă veți obișnui. Tragem aer. Cam atât pentru acum. Aștept întrebările voastre, criticile și dacă simțiți că v-a fost de ajutor, abonați-vă la canalul meu. Vă mulțumesc pentru atenție!